Băncile din țara noastră pot amâna sau modifica termenele de plată sau sumele plăților la creditele acordate mediului de afaceri. Este o nouă decizie a Băncii Naționale a Moldovei, care are scopul să susțină businessul în perioada de criză. Astfel, exercițiul poate fi efectuat până data de 30 iunie. Decizia Băncii Centrale se referă doar la persoanele juridice cărora le-a fost afectată temporar situația financiară în urma stării de urgență. Măsurile vor putea fi aplicate în mod individual de către fiecare bancă. Astfel, companiile vor trebui să anunțe argumentat instituția financiară despre dificultatea temporară de plată. Ulterior, băncile vor fi obligate să evalueze în mod prudent imposibilitatea de plată a persoanelor juridice. Potrivit Băncii Naționale, modificarea termenelor menționate nu va avea ca efect clasificarea în mod automat a creditelor într-o categorie mai dură.